Cred că n-ați uitat că am stabilit împreună că lumea în care trăim o ia razna. S-a întâmplat o chestie ieri absolut halucinantă. Aeroportul din Dagestan, din Rusia. Închipuiți-vă un aeroport și la un moment dat se anunță că aterizează o aeronavă cu cetățeni israelieni. Și tot aeroportul din Dagestan este luat din Mahachikala, așa se numește, capitala Republicii Ruse majoritar musulmane a Dagestanului. Deci, năvălesc pe aeroportul din Dagestan, din Mahachikala, sute de oameni în căutare de israelieni, pregătiți să-i mănânce, practic. Deci, hotărât să-i omoare, să-i sară pe ei. Au luat la controlat toate pașapoartele celor care ieșeau din aeroport. Măi, oameni buni, zău că lumea o ia razna. La sfârșit de săptămână, 100 de ani de la înființarea Republicii Turce Moderne, Atatürk. Și are loc un meeting mare, aproape 2 milioane de persoane, pe un aeroport, pe aeroportul din Ankara, aeroportul Atatürk. Și 2 milioane de oameni participanți, domnul Erdogan vine și rostește lucruri, sigur, mai mult pentru fani, trebuie să înțelegem că nu e neapărat o chestiune așa, un discurs dur de tot la adresa Israelului, unii spun că și în susținerea Palestinei, spune Erdogan, Hamas nu e o organizație teroristă, Israelul e un ocupant, Turcia nu vă datorează nimic, faceți în Gaza un masacru, le spune Erdogan israelienilor, și e vorba de crime de război. Vă vom declara drept criminal de război Israel în fața întregii lumi, zice Erdogan. Ne pregătim pentru asta și vom prezenta Israelul lumii ca un criminal de război. Întrucât toate aceste chestiuni au o mare încărcătură istorică, pentru că neo-otomanismul lui Erdogan e un proiect la care el ține foarte mult, pe care îl are în derulare și sunt convins că până moare nu îl va abandona. Mă bucur, pentru că toate aceste lucruri, spuneam, au și o încărcătură istorică puternică, mă bucur să-l salut pe maestru Cristoiu, pentru că numai cu ajutorul domniei sale ne mai limpezim când vine vorba de astfel de chestiuni. Bună ziua, maestre! Bună ziua! Cum ați văzut? Haideți să începem cu Dagestan, că asta mi se pare o chestie de noutate, practic, absolută. Adică se anunță că aterizează niște israelieni pe un aeroport într-o republică musulmană și ăia de acolo nevălesc peste ei dacă reușeau să-i prindă sau dacă erau acolo israelieni, îi măcelăreau probabil. Trebuie precizat pentru cei care nu cunosc sau pentru cei care sunt propagandiști de război că republica respectivă este republică din interiorul Federației Ruse, dar musulmană, că guvernatorul sau președintele republicii ar fi aruncat vina pe serviciile secrete ucrainene. Evident că Zelenski, care nu are rating, este limpede și își pierde emisiunea, s-a grăbit să spună că rușii sunt cu tare, este o prostie. N-are nicio legătură cu Rusia. Rușii au avut întotdeauna probleme cu islamul. Uităm că, pe de-o parte, Uniunea Sovietică a administrat acea centură de țări islamice și are în interiorul Federației Ruse islam, musulmani și, în cazul de față, mai mult ca sigur, nu știu dacă a fost o operă a serviciilor secrete ucrainene, eu le consider puternice pentru că sunt caghebiste, nu spuneți mie că după 90 democrația din, așa zisă democrație din Ucraina a modificat aceste servicii secrete militare. Indiferent cum este domnul Turcescu, este un semnal chiar. Propagarea acestei știri cu tot tărăboiul, intervenit și Israelul și Zelenski, este o greșeală pentru că dă un semnal și dă de gândit de idei multora. Adică, sigur, acum dacă vreți protestăm, ne așezăm toți, dar dă idei. Dă idei și pe măsură ce se
Pe măsură ce Israelul nu ține cont de nimic, este clar, adică continuă această invazie parțială sau invazie în etape, cum spun ei, că nu au făcut mare invazie, și pe măsură ce televiziunile planetare în frunte cu Al Jazeera, mai ales Al Jazeera, transmit imagini de la cumplite, de la, eu spun ce transmit, pe măsură crește o furie ivită de neputință. Deci asta deci, credeți că în momentul de față, așa cum spunea și în comentariul de astăzi, la nivel de imagine, Israel a pierdut confruntarea cu palestinieni? Din 48 până acum, pe Israel nu l-a interesat imaginea în lume, cea care păgubește și a păgubit, dar acum păgubește cumplit, este America. America și Occidentul. Acest Israel își are teoria lui, v-am spus, vedeți, vă trimit filmul Golda din 70, Golda Meir în 73 și o să vedeți acolo când i-a atacat. Acolo la un moment dat Moshe Dayan spune, o să le rupe fiecare mădular, o să ne zic că vom contraataca. Deci el nu a ținut cont, este o chestiune care, mă rog, putem discuta o oră întreagă despre această ipostază, teoria Israelului că trebuie să pune în capăt sindromului Holocaustului, fondatorii statului Israel, care au fost teroriști, Menachem Begin, și teroriști în sensul că au aruncat în aer chiar hotelul David în care se aflau englezi. Și ei au justificat acest lucru, e foarte interesant, că Holocaustul n-ar fi avut loc dacă evreii de atunci ar fi fost cei care au fondat statul Israel. Adică, din motive care ne scapă, erau, cât erau? Un pluton, domnul. Deci, și erau, nu știu, la un moment dat, așa spun ei, nu eu, 10.000. Dacă peste tot spun fondatorii statului Israel, evreii din luați, rechiziționați, urcați în vagoane, s-ar fi opus, poate că în fața acestui rezistențe, poate că nemții ar fi dat înapoi sau n-ar mai fi făcut. În al doilea rând, ei spun că atunci Israelul, evreii au greșit pentru că au așteptat ajutor de undeva și nu au venit de nicăieri și atunci acest sindrom al Holocaustului s-a transformat în ideea nu, noi suntem singuri pe lume, nu ne interesează nici America, toți ne pot abandona în momentul în care ni se întâmplă ceva, este vorba de existența noastră. În acest film care tratează 73, când ei, culme, au fost atacați, el s-a lansat în august, când ei au fost atacați de Siria și de Egipt și chiar atacați, la un moment dat este o discuție în cabinet și spune, bă, da, americanii, și Golda Meir zice, americanii au și ei propriile lor interese. De-aia trebuie să înțelegi, ca să înțelegi criza de acum, să înțelegi faptul că Israelul își are poziția lui, însă păgubitoare la ora actuală, peste ca niciodată America și putem spune așa în premieră că deja războiul dintre Israel și Hamas a fost câștigat de Rusia. Adică există două planuri ale bătălii, ale războiului Israel-Hamas. Hamas e Hamas. Problema este că problema este în felul următor. Pe teren, mai mult ca sigur că forța nimicitoare a Israelului pusă în mișcare, nu știu, va dărâma tunele, indiferent de pagubele umane și de imagine. Unu, problema este că din punct de vedere al Israelului și al lumii, al Occidentului, este o neghiobie, deoarece dispare Hamasul, vine una mai hamasistă. Gândiți-vă că Al-Fatah a fost la fel de dură a lui, acum a lui Abu Abbas ăsta, care este așa, are 88 de ani și nu cred că mai știe că trăiește. Da, vai de capul. El este considerat în Cisjordania, e foarte important. În România, ați văzut, se discută numai la nivel de propagandă de război. În Cisjordania, palestinienii și în Fâșia Gaza, îl consideră
subcontractor al Israelului. Așa îi spun. Se poate zice, Israelul a dat un franciz de Cisjordania. Deci, logica de până acum arată că dacă distrugi Hamasul, se naște un ultra-Hamas. Câtă vreme chestiunea palestiniană. Și acum să revenim. Imaginile acestea transmise, de data aceasta de televiziunile lumii, sunt imagini. Domnul, imagine, sunteți om de presă. Nimic poate să vină mie și să-mi vină ambasadorul Israelului, purtătorul de cuvânt al lui Netanyahu, șeful armatei, să-mi povestească. Poate să vină, și sigur că iau dreptate, românca al cărui soț e luat ostatec și am înțeles că și va merge azi în Parlament. Merge în Parlament, da. 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 A, și aici face parte. E propagandă de război. Nu are eficiență. Sunt vorbe, domnul Turcescu. Imaginile. De ajuns să vezi acolo ăia... Copii, morți, da. Gata, s-a terminat. Deci imaginea este devastatoare. Este devastatoare și față de Ucraina, și aici începe un mare mister, acum avem imagini. Spuneți-mi și mie, când Zelenski scria că o rachetă a doborât, nu știu ce, un complex și au omorât doi copii, unde sunt copiii? Ați văzut vreo imagine? Nu vă spun că n-au fost, vă spun că în Ucraina au lipsit imagini. Aici sunt imagini transmise. Două lucruri sunt foarte importante aici. Este faptul că cei care transmit imagini sunt jurnaliști, oameni, foarte greu, adică să pui la îndoială când vezi pe cel de la Al Jazeera, reporterița, șeful biroului Al Jazeera din Gaza, care a fost operată familia. Deci, și atunci asta creează emoțiile, să puteți spune imagine, poate să vină 50.000 de televiziuni pro Netanyahu. Nu merge. Deci atunci toate aceste imagini curg în defavoarea Israel și prin intermediul Israel în defavoarea Americii, pentru că întreag sudul global, care și așa era în fierbere după războiul din Ucraina, zice, iar din nou Statele Unite ale Americii cauționează, săracul Biden încearcă și el să le spună, da, Israelul n-a ținut cont. Deci este la ora, iar, și să vă reamintesc, că nu vreau să vă răspund prea mult, să vă reamintesc un lucru. Din februarie 2022, Vladimir Putin a anunțat un război pe teren, care este vârful icebergului, războiul din Ucraina, și un război mai mare, mediatic, politic, propagandistic cu Occidentul. El a spus că Occidentul și America sunt așa, și toate aceste semnale nu se îndreptau către români sau către Occident, se îndreptau către lumea a treia, sudul global. Și tot ce se întâmplă acum este în favoarea lui. Adică ori nici nu e nevoie să spui, uite mă, voi amărâți ăștia din Africa de Sud, de unde vreți, din Senegal, din lumea a treia, da? Iată, din nou America cauționează, asta este propaganda, cauționează Israelul care face crime de război. Și acum avem explicația intervenției de Erdogan. Asta este semnificația. Erdogan, care are un mare instinct politic, a mirosit că el poate să fie califul lumii musulmane în această bătălie. De aia și exagerat a apăsat. Nu e nevoie. Și e foarte interesant că nu Putin a zis, că Putin nu e musulman. Sunteți de acord? Păi. A zis el. Deci, într-un fel, parcă l-ar fi pus Putin. Dar aceasta este la ora actuală situația și ne întoarcem. Faptul că se continuă, că ONU face gălăgie și nu poate să facă nimic, că Organizația Mondială a Sănătății, că toate ONG-urile din Gaza transmit că e jale și transmit imagini, la nivelul lumii musulmane va produce o frustrare care se transformă în mânie. Dagestanul este începutul. Bă, așa cred eu. Adică se trezește acea, cum să spun, nu știu, furie născută din frustrarea că nu poți să dobori tancul.
Atunci, nu știu, nu dobor tancul, dar dobor pe unul care e la 100 de metri. Maestre, dar vreau să înțeleg cu ajutorul dumneavoastră următoarea chestiune. Bun, noi avem un Erdogan care are o relație proastă în general cu unii dintre liderii occidentali. Omul pare total altfel decât celelalte state din NATO, spre exemplu, da? Adică nu e așa de grabă ascultător la comanda americanilor cum sunt toți ceilalți, inclusiv noi. A făcut și a jucat propriul joc și a cântat propria partitură și o mai cântă încă și în chestiunea conflictului Rusia-Ucraina. Acum este pe cu totul altă direcție, chiar și dacă numai la nivel declarativ, în toată chestiunea legată de conflictul israeliano-palestinian. Forța lui Erdogan vine din faptul că, într-adevăr, Turcia este o mare putere sau pentru că Erdogan este un mare lider al planetei? Pentru că avem... mă gândesc așa, m-am tot gândit. Cine? Nici Macron, da? Nici, nu știu, luați pe altul din NATO, nu știu, ca oricare. Nu au curajul, să spunem la un moment dat, să zică, bă, izraelienilor, sunteți niște invadatori, da? Și mă, nu mai zic de chestia asta, că voi vom găsi și vom condamna, vor fi criminal de război, adică îl pune pe Netanyahu pe același palier cu Putin. În discursul lui Erdogan asta a făcut. Putin este condamnat ca fiind criminal de război după ce a făcut în Ucraina și vine Erdogan și spune, băi, Netanyahu, voi, izraelieni, asta veți fi și voi, sunteți niște criminali de război în momentul de față. Adică, de unde puterea asta extraordinară a lui Erdogan? Permit o observație. Vă rog. Condamnarea, acuzarea lui Putin că este criminal de război se adresează celor care joacă biliard, adică Occidentul. Nu interesează pe nimeni în Occident la ora actuală, nu trezește nicio emoție. Asta că nu mai puteau ăia de Ucraina. Dar Erdogan se adresează celor care nu joacă biliard. Se adresează milioanelor de musulmani. Domnul, milioanelor de musulmani care în Occident, în mare parte, sunt marginalizați, da? La Paris stau în suburbii, da? Și văd pe, cum să zic, pe localnici, mergând în mașini cu tare, cu tare. Deci, pe de-o parte, adresându-se acestor musulmani care sunt, și adăugându-se la ura lor față de evrei, ura lor față de statul Israel, nu evrei, pentru că islam a fost, să știți, tolerant. Evreii au trăit mult mai bine în islam decât în lumea creștină. Deci, adresându-se, încă o dată, noi trebuie să ținem cont de acest lucru. Liderii politici se adresează lumilor. Eu când aud, am văzut niște imbecili la noi pe la televiziuni, mari analiști, Turcia se depărtează de Occident. Era să râd. Și cine e Occidentul? Adică este uluitor că noi, o țară de provincie, răscăcărați din deal ai Europei, suntem, aoleu, ce cum s-a depărtat India de Occident. Da, da. Om, China e contra. Domnule, pentru China Occidentul nu există. Dați-mi voi o paranteză. Deci, am studiat Harun al-Rashid, da? Ăla, cel mai mare calif arab. Harun al-Rashid a avut relații cu francezi, cu Carol cel Mare. I-a și trimis un ceas. Un ceas care i-a dat gata că Harun, la ora respectivă, civilizația arabă era de 100 de ori mai puternică decât cea. Domnul Turcescu, în istoriile scrise de arabi nu există acest moment. Ce să zic, cine e Carol cel Mare? Nu știu dacă înțelege. Noi suntem, mai ales noi românii, care suntem provinciali la modul absolut, noi avem impresia că istoria lumii este, cum să zic, se adună în jurul Occidentului. Nu e adevărat. Occidentul, la ora actuală, este o enclavă. Nu te spun un paradox, da? E o enclavă, e Occidentul. Ai India, ai China, ai, cum să zic, sudul global, ai Rusia, ai Turcia. Și nu mai pot ăia de, nu știu, o să spuneți că nu-i Carrefour? Am fost la Stalingrad. Au un Carrefour, dar nu-i Carrefourul francez, e Carrefour rusesc, care are aceleași produse. Adică nu,
Să nu judecăm lumea după provincialismul nostru. Și din acest punct de vedere, eu vreau să spun următorul lucru. O să spun un minut de istorie, dar e foarte important. Războiul rece, contrar aparențelor, cortina de fier nu s-a tras în războiul rece a început în 1956 de adevăratele așenunții, 48. De ce? Până atunci, în cele două tabere, deci erau cortina de fier căzuse, era pe de o parte tabăra Uniunii Sovietice și Uniunea Sovietică voia ea să preia comanda taberei, înțelegeți? Și dincolo era America. În partea ailaltă era o problemă. Franța și Anglia voiau și ele rol de lider. Adică în perioada până în 56 a fost o bulbuceală și o să ajungă la acum. Și atunci războiul din 56 în care Rusia, în care Franța, Israelul și Anglia au fost stopate de înțelegerea dintre America și Uniunea Sovietică, a fost dispariția pretențiilor celor două țări de a avea și ele un rol. Și atunci, în partea ailaltă, a devenit America. Din coace a fost China. Și ea s-a așezat, sigur, până în anii 70, sub comanda Uniunii Sovietice. Noi, la ora actuală, suntem în pregătirea unui nou război rece, o nouă împărțire a lumii, o întoarcere la bipolaritate între China și America. La ora actuală există, ca și înaintea, o bulbuceală. Toate mai marele puteri, Rusia și Israelul, după părerea mea, ales Turcia, vor și ele, vor să fie ele liderele, da? Până la urmă o să se împartă și o să fie pe de o parte China, pe de altă parte un război rece, zic eu, mai puțin violent cu altă Rusie. Așa se explică Turcia. Erdogan a mirosit și vrea și el, deși fie foarte Putin, Erdogan și Zelenski și Netanyahu vor în această lume se bat pentru o lume multipolară, dar lumea nu se îndreaptă către multipolaritate. Înțelege, da? Adică toate aceste mari puteri, nu superputeri, vor să zică, bă, noi vrem o lume în care și noi turcii avem un cuvânt de spus, și noi evrei, Israelul avem un cuvânt, Israelul chiar, Netanyahu, ce marele Israel, numai că în lumea se îndreaptă către bipolaritate. Iar în cazul lui Erdogan, că știți că v-am zăpăcit cu serialele turcești, ele sunt citate în toate cărțile despre Orientul Mijlociu. Când a venit Atatürk, Atatürk a salvat Turcia interzicând să se vorbească despre Imperiul Otoman. Deci Turcia părea un stat, sigur, puternic, dar era un stat din ăsta care tocmai atunci se născuse. Inteligenția turcească, nu numai a lui Erdogan, și au zis, mă, dar stai puțin, noi suntem urmași Imperiului Otoman. Nu, stai un pic. Adică, cum ar spune acum Putin că el e urmașul Rusiei lui Yeltsin? Nu. Și atunci s-a creat neo-otomanism. Neo-otomanismul înseamnă ideea, noi suntem continuatorii Imperiului Otoman. Și atunci s-a făcut panorama în 1453, s-a intrat în Sfânta Sofia și s-a întors la moschee, așa cum era pe vremea Imperiului Otoman. S-au comandat acele seriale uluitoare pe care noi nu le vrem să le facem despre trecutul lor, despre trecutul, partea pre-islamic, partea pre-otomană, cum ar veni, și s-a cultivat această chestiune. Bă, noi suntem ai mai tari din lume. De ce? Că noi suntem urmașii Imperiului Otoman. Acest neo-otomanism se adresează pe de o parte turcilor, care nu trebuie confundat cu cei care vând la Istanbul, în orașul vechi, pentru că Turcia se întinde de la Ankara încolo spre est, dar domnul Turcescu se adresează centurii de țări musulmane care au fost în Uniunea Sovietică. Azerbaijanul, tot de acolo, da?
Ce s-a întâmplat și aici? Ce s-a întâmplat acum câtva timp? Am văzut în Le Monde, în Curier Internațional, sunt aproape 10 pagini, cum au reușit să se desființeze o enclavă, aia, da, peste noapte. Cine a desființat-o? Musulmanii din Azerbaidjan, da, lăsați liber, sub comanda lui Erdogan. Acolo a fost un joc foarte subtil. Erdogan de mult voia să facă acea... să întărească Azerbaidjan. Nu, armenii sunt creștini. Armenia a fost sprijinită foarte mult de Rusia. Însă acolo a venit un idiot, să mă ierte, că dacă o fi având ambasada Armeniei, aici domnul Varjan Vazganian știe părerea mea, și el, șeful armenii, da? S-a gândit el să se rupă de ruși. Gata, intră în Uniunea Europeană, mai țineți minte, a zis că e de acord cu Tribunalul Penal Internațional, da? Numai că în momentul în care face asta, domnul Turcescu, trebuie să merită. Deci când conduci o țară, te mai uiți în jur. Dacă el s-ar fi uitat în jur, ar fi văzut, unul, că îi deranjează pe ruși, care îl vor lăsa pe Erdogan să-și facă de cap, că el îi ținea pe Erdogan să nu intervină la Azerbaidjan, și că Azerbaidjanul are petrol. Dom'le, cum poți să fii atât de idiot ca șef de stat? Nu înțelegi că la un moment dat poate să vină în fruntea unui țări un idiot? Și în momentul în care ei au intrat, mai țineți minte, și au alungat de acolo armeni. Da, rușii n-au zis nimic. Rușii au trecut. De ce n-au reacționat domnul Turcescu? Pentru că Occidentul e cu Azerbaidjanul. Eu am vrut să dau o lecție aici. Dom'le, când ești conducătorul unei țări, te uiți în jur, e ca la o familie, știi? E una să ai mitralieră și una să ai un baston. Tu zici, bă, mă rup de ruși. Și cu cine merg? Păi cu Uniunea Europeană. Păi, asta am zis. Și atunci, deci aici este o foarte mare problemă. De asta este o relație atât de interesantă între Erdogan și Putin. Fiecare din ei își urmărește interesul. Putin nu vrea ca Erdogan să dea drumul la acele... Să știți că multe din serialele acestea, atenție, sunt făcute în colaborare dintre Turcia și diferite țări de acolo, Azerbaidjan, Turkmenistan, pentru că trecutul lor este turcesc. Ele sunt, când au fost luate de țară, erau deja islamizate. Deci asta este foarte important. Iar el, la ora actuală, a preluat, vrea să fie șeful religios al musulmanilor. Califul. A, deci nu mai vrea să fie doar șeful politic al Turciei și al musulmanilor. Vrea să fie... Nu, șeful politic nu. Domnul, deci vrea să fie mai istorie, mult de atât. Vrea să fie istoria, omul providențial, mesianic. Nu, stați. În istoria islamului, pe care ați văzut că o știu foarte bine, a fost o perioadă în care califul, Harun al-Rashid, Umar... toți care au fost până când s-a prăbușit califatul, califul era lider politic al lumii musul, al califatului în care intra, că Arabia cucerise, Israel, Ierusalimul, Siria, Libanul, Persia, și era principalul concurent al Imperiului Bizantin, era un imperiu, dar califul era și șef religios. Pe măsură ce califatele politice au decăzut, s-a ajuns la următoarea situație. Șeful religios e sultanul, nu, șeful politic, iar șeful religios este califul. Pe vremea seleucizilor, sultanii seleucizi, care erau tot turci, făceau așa, ascultau de șeful religios. La ora actuală, Erdogan vrea să fie califul. Ați înțeles? Nu șeful politic, șeful politic al Turciei, dar califul întregii lume musulmane, luând locul Arabiei Saudite. E foarte important ce vrea să facă el, și el s-a adresat lumii musulmane, a dat o lovitură uluitoare. Maestre, da, e ceva ce vreau să discut cu dumneavoastră apropo de marile imperii de altă dată, fie că vorbim de Imperiul Otoman, fie că vorbim de Imperiul Țarist, fie că vorbim de Imperiul Britanic, fie că Austro-Ungar. Austro-Ungar, fie că vorbim de Imperiul, nu știu, chinez, dacă vreți. Noi avem momentul de față, deci,
Putin este animat de ideea lui Dugin de eurasianism, de întinderea, refacerea, dacă vreți, Imperiului rusesc pe aliniament Asia-Europa, țări din Europa, din Est mai ales, și mergând cu ele, împingându-le spre Asia. Erdogan vine și spune neo-otomanismul, deci alt imperiu, altă chestiune. Britanicii împreună cu americanii țin strâns și vor, da, Uniunea Europeană, al cărui motor pare să fie în ultimii ani Franța, după ce motorul german s-a cam gripat, visează și ea la un soi de imperiu UE, ca să zicem așa, da? Vrea și ea să fie pe acolo. Și dumneavoastră spuneți că niciunul din aceste planuri nu o să iasă, ci lumea de fapt se va împărți, va exista o barieră, un nou război rece, în care de fapt două puteri mari vor conta și atât, America și China. Și restul ce vor face, maestre? Se vor supune într-o parte sau în alta? Nu va. Este foarte important, domnul Tucescu, în războiul nostru de independență 1877, care este prezentat fals propagandistic, pentru că nu noi ne-am luptat cu turcii, ci rușii s-au luptat cu turcii. Exact, încă o dată, domnul Tucescu, este inadmisibil ca în funcție de interesele de acum noi să rescriem trecutul. La Mărășești, nemții s-au luptat cu rușii, nu cu români. Noi eram aliați. La 1877 noi chiar am ezitat. Nu a fost un război ruso-turc, nu român, a fost ruso-turc. În care ținta era Bulgaria și Iugoslavia și Serbia, nu noi. Bun. În acel moment s-a făcut un congres la San Stefan, nu, după San Stefan la Berlin, da? Cele care hotărau soarta Europei erau așa: Anglia, Austria, Germania, Rusia, Franța, trebuia, care se, mă rog, era, și care voiau să ia câte o friptură din Imperiul Otoman. Ați înțeles? Fiecare din aceste țări, de exemplu, unirea, independența noastră, a fost împotriva ei Anglia, că Anglia voia să țină acel bolnav al Europei. Deci era multipolaritate, da? Ea a durat, s-a mai redus în perioada interbelică, era Franța, Anglia. Gândiți-vă că pe teritoriul otoman, Palestina, Siria, Irak, au fost împărțite de Anglia și de Franța, da? America a stat deoparte. Eu vorbesc de Rusia atunci, da. A venit războiul rece, care a împărțit lumea între două superputeri. Și rigid, da? Și atunci a fost, pe de-o parte, toate aceste mari puteri, Anglia și-a pierdut imperiul, Anglia, Franța, Germania, și s-au subordonat, Americii din coace s-au subordonat Uniunii Sovietice. 1990 a însemnat pentru prima dată de la romani în coace, în istorie, prăbușirea multipolarismului. Adică a fost unipolaritate, ceea ce omenirea, prin felul ei de a fi, nu acceptă. Deci pentru prima dată, până și Imperiul... Deci americanii au fost singurii conducători ai lumii după 1990. Da, ceea ce nici la Imperiul Roman, că Imperiul Roman se băteau cu perși, adică nu, și atunci, numai că omenirea nu suportă unipolaritatea. Nici tu nu poți să trăiești, că nu poți să fii jandarmul întregii lumi, da? Și încetul cu încetul au fost puse la îndoială, și acum războiul din Ucraina a fost această unipolaritate. Și acum suntem, îi spun, în față de bulbuceală. Adică fiecare putere din asta se gândește să-și facă ea imperiu. Dar după părerea mea, și se vede acum și dacă se duce Xi în America, va fi o nouă împărțire, dar nu așa de dură. Nu știu dacă mă întreb. Adică mai soft așa, da. Ar fi două tabere, pentru că domnul Tucescu, bipolaritatea a salvat omenirea. Imediat, în momentul în care în 1973, contraatacând Israelul, se îndrepta către Cairo, rușii au zis, acționăm arma nucleară. Și americanii au zis, stop! Adică era un telefon, dacă ați înțeles, între ei, da?
se băteau în diferite zone limitate, dar la un moment dat sunai și spuneai, bă, fii atent aici, potolește-l pe ăla. Acum cine dacă se potolească? Când are cine? America nu stăpânește. Perdantul. Perdantul, ați invocat, este Occidentul. Occidentul este terminat. Uniunea Europeană a fost catastrofală sub comanda acestei doamne, probabil că va rămâne în istoria decăderii Occidentului rolul ursului, da? Spune domnul Turcescu, până acum, spuneți-mi un lider occidental care a zis, hai să facem pace. Macron a încercat, n-a reușit, Schulz s-a dus și l-a luat peste picioare egiptenii. Spuneți-mi, Meloni e pro-americană. Deci uitați-vă la spectacolul, spectacolul odios al celor care își fac selfie. Ați văzut, am dat eu poze. Da, îngrozitoare. Da, domnul Turcescu, nu mai sunt lideri. Anglia a devenit pudelul Americii, nu mai există, nu mai e Merkel, nu mai e de Gaulle, da? Știți că de Gaulle în timpul războiului din 67 a fost foarte dur, foarte, foarte dur cu Israelul. A zis, păi ideea că adică asta vreau să zic se întâmplă la ora actuală și tot ce este acum este o bulbuceală. Ea se poate rezolva, bătălia aceasta, fie pentru un nou război mondial, care reașează de regulă toate astea, dacă poate reașeza, fie printr-o înțelegere, să zicem așa, discretă, împărțim lumea, într-o parte China, mai ales că China nu e militaroasă, așa, dincolo e America și stăm toți cu minți, și Occidentul va fi o provincie uitată a lumii. Ascultați ce vă spun. Este groaznic. Uitați-vă, domnul Turcescu, deci eu nu am pomenit lideri mai deghiobi. În primul rând că Occidentul se depărtează tot mai mult de lumea a treia, ați văzut. Sunt alungați din Niger cu tare, da? Toți. Doi, în interiorul Occidentului, unde sunt musulmani, apare, cum să spun, cortină de fier. Nu, spuneți-mi și mie, unde dracule sunt? Unii de Gaulle, unii Merkel, unii ciurci, nu-ți vine să crezi cât de slabi sunt. Îmi spuneți mie că Schulz și Merkel. Atât s-a putut, maestră. Nu există mai mult de atât. Asta este. Ăștia sunt, cu ăștia jucăm. N-avem ce... Pe un teren ca ăsta e normal ca unul precum Erdogan sau Putin sau până și dementul ăsta de Netanyahu, adică la un moment dat, da? Nu, și el vrea. Și el vrea. Toți sunt. Mare. Și par să aibă, într-adevăr, și foarte mult susținător. Fiecare ins cu vocea asta mai puternică, să spunem, în momentul de față în lume. Bun, în contextul ăsta, maestre, în care lumea... Noi. E atent la ce se întâmplă, mai ales conflictul dintre, hai să zicem, Israel și Palestina, dar de fapt între Israel și lumea musulmană, că de fapt despre asta e vorba. Ăștia în Ucraina ce mai fac? Ce mai joacă, ca să zicem așa? Iertați-mă, adică e cam gata. Nu l-am mai auzit pe Zelenski nici măcar, cum să zic, cred că nici podcastul nu și-l mai ține. Ce se întâmplă acum în Ucraina? Avem semnul cel mai clar, ce vă spuneam aproape în fiecare emisiune, lumii de azi lipsesc liderii, lumii occidentale. Da. În America e Biden, care la vârsta asta ești pe pilot automat. Așa. Macron nu are nicio... Are observat, el este, cum să zic așa, are tresării. A apucat, bun, mă duc să fac pace și gata, obosit. Vedeți ce repede obosește. S-a întors, s-a terminat, da? Schulz nu există, nu. Nu cred că în istoria Germaniei, de când de la Bismarck încoace, a existat un cancelar mai mediocru, știți, oricum el era mediocru. Italia, așa zisa nepoata lui Mussolini, este vai de capul ei. Spuneți-mi, deci nu există, iar încolo sunt din ăla, ca și finlandeza, cu lideri, cu femei, cu blugi rupți în fund. Iertați-mă, nu sunt lideri. Pentru războiul din Ucraina trebuie cam cum era Trump. Dom'le, trebuie să vină cineva și zică, bă, gata, s-a terminat, îl terminăm, nu mai lungim. Am văzut acum foarte multe articole care spun că, mai ales în actualul context, nu se mai ocupă nimeni, nu se mai primesc bani,
apar știri că soțiile celor de pe fond fac gălăgie. Deci acolo s-a terminat. Numai că în condițiile în care toți liderii occidentali, principala responsabilă este regina Ursula, nu au lăsat o poartă, nu dacă cum era Ceaușescu, da? Adică niciun stat lider occidental nu a zis, nu are relații și cu ăla și cu ăla. Nu poate să facă nimic și atunci o lasă așa în dorul elii, când ar putea fi rezolvat încă o dată foarte simplu, este ca și războiul din Coreea, îl închei fără să dai o pace și restul Ucrainei, o vâri în Uniunea Europeană, poți să o vâri și în NATO, numai gata, domnul, s-a terminat, sunt nebuni. Toate aceste fantezii, mai trimitem o dronă. Da, da, da. Nu vorbesc, se dezleagă, nu mai merge. Unde este? Vine iarna. Care e contraofensivă, da? Bani, domnul Turcescu. Ceea ce face Ursula este cu acceptul unor lideri ca Iohannis și alții. Și nu Orban. Stați un pic că Victor Orban avea dreptate, domnul Turcescu. Banii ei sunt de la noi, nu înțelegeți? Va fi un deficit al Uniunii Europene mai mare ca al nostru. Până la urmă, așa am învățat și noi, deși nu suntem economici. Bă, ai din taxe și impozite, în fiecare dai 50 de miliarde, 100 de miliarde, de unde? De unde? Le dai și la ce îi folosește domnul Turcescu lui Zelenski? Când nu, le-au dat F-uri, nu-i așa, sunt F-uri, rachete, tancuri. Păi și ce Dumnezeu să le mai dăm? Arma atomică. Dar da. Nu are nimeni curaj să spună, bine mă, stop, gata, asta e, nu e nicio problemă. În istorie, mamă, este domnul, noi am lăsat Ardealul de Nord, da, l-am pierdut. L-am câștigat, nu știi cum e în istorie, nu știu, se prăbușește Rusia. Până la urmă revii asupra. Dar acum, ca să o duci, care e afacerea? Și războiul de aici, ăsta se lungește în Orient, este un război cu un potențial de război nuclear uriaș. În film, în Golda, este, de-aia cred că nici... L-ați terminat de văzut? Da, este, da. E un film uriaș, e de Oscar, pentru că e Golda Meir, interpreta lui Golda Meir. Și ce se întâmplă? La un moment dat, Moshe Dayan, ei sunt atât de speriați, i-au fost luat prin surprindere, în 73, încât Moshe Dayan spune, hai să folosim arma atomică. Pentru prima dată, că de-aia cred că nici nu-i dau drumul. Adică l-au lansat în săl, dar nu se face așa de război. Am dat un exemplu. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Uitați, asta din coate, asta ce s-a întâmplat în Dagestan este cumplit. E un semnal. Nu poți să oprești. De ce teoretic au venit aia? Că au zis că vine un avion plin cu evrei. Nu știu dacă înțelegeți. Așa s-a lansat. Poți să știi ce face musulmanul de la Paris, exasperat, tocat, lucrat zilnic de imaginile alea, cu spitale, cu oameni care mor de foame. Încă o dată, nu poți să oprești emoția. Și atunci potențialul este uriaș acolo. Iată, a intervenit Turcia, iar intervenția lui Erdogan a radicalizat toate țările arabe, pentru că sunt, cum e al Iordaniei, care sunt occidentali și vor să trăiască bine, au nevoie de internet, de ăla, dar ai poporul, ați înțeles? Ai masele care vin și îți dau foc la palat. Adică Arabia Saudită voia și ea pace cu Israelul, era frumos, numai că la un moment dat, nu știu dacă în Orientul, în țările arabe, liderii nu-s de capul lor. Cum să zic? Poate să zic că ei, da, noi suntem cu America, cu cutare, cutare, dar în acel moment vin la ea și îi dau foc la palat. Și se mai întâmplă ceva, maestre. Noi am mai discutat cumva în cadrul întâlnirii noastre de aici, de pe platforma Hai România. Astăzi apare și un articol în Politico, pe care vă recomand și dumneavoastră, dacă nu l-ați citit, și celor care ne privesc să-l citească, pentru că eu doar am să spicuiesc din el. Titlul acestui articol este, hai să arătăm Manu, Viitorul războiului, o dronă de $400 care ucide un tank de 2 milioane de dolari.
Deci, maestre, aici se vorbește despre ce se întâmplă acum pe frontul din Ucraina, că ucrainenii, dar și rușii, da, folosindu-se, atenție, folosindu-se chiar de adolescenți care știu să piloteze astfel de FPV, da, se numește, da, care cântărește până la un kilogram, da, care poate transporta până la 2,5 kg de explozibil și poate lovi o țintă cu o viteză de până la 150 de km pe oră. Deci asta e o dronă care costă până în 400 de dolari, poate fi făcută oriunde, da? Ăștia zic, ucrainenii zic, am făcut-o pe a noastră folosind microchipuri importate din China și detalii pe care le-am cumpărat de pe AliExpress. Cadrul din carbon l-am făcut singur și da, bateriile sunt de la Tesla, o mașină are aproximativ 1100 de baterii care pot fi folosite pentru a alimenta acești băieți. A zis Țibenco la Politico într-o recentă vizită, arătând dronele FPV personalizate folosite de Academie pentru a antrena viitorii piloți de drone. Deci, suntem într-o etapă în care nu-ți mai trebuie, nu știu, neapărat teroristul ăla care să viseze la nu știu câte fecioare, 72, da? Sau la glorie eternă, sau... Iei un puști, îi spui, bă, știi să pilotezi chestia asta? Da. Tu ai parapanta, domnul, parapanta, da, cu motor. Parapanta cu motor, exact. Deci ai dat drumul la chestii de astea. Deci uluitor la ce ajungem acum. Atentate teroriste vor fi făcute cu drona, eu sunt convins, în viitorul apropiat. Domnul Turcescu, ce păcat că nu se discută la televizor. N-ai cine. Milioia, besencizme, asta trebuie. Ioan Mircea Pașcu, da, care nu-l mai recunosc acum, a scris înainte de 89 o carte, mereu l-am bătut la cap să reediteze, Armele și politica, unde a arătat rolul noilor arme în istorie. Dacă nu era tunul, nu cădeau zidurile, da? Arcul lung al englezilor a asigurat dominația. La ora actuală asistăm la o chestie uluitoare apropo de drone. Omenirea, marile puteri s-au înarmat. Da? Uitați-vă Israelul, Iron Drone, sateliții, rachete. Însă războiul din Ucraina, dar mai nou războiul din Israel, a arătat că noi ne întoarcem la praștie. Este uluitor. În sensul cum drona, parapanta, deci armele, deci armele mari, F-urile, cutare, apași, nu mai au valoare împotriva parapante. De ce este foarte important? În primul rând, pentru că cu cât armamentul acesta s-a sofisticat. Prințul Harry, v-am mai spus, spunea în memoriile sale că a trebuit o lună ca să învețe apași. Deci, vinzi F-uri, da? Păi ăla îi trebuie vreo 2 ani să învețe, bă, da? Bă, de capul meu, păi da, bineînțeles, e nebun. Păi nu ați înțeles? Păi da. Nu. Domnul Turcescu, asta este în favoarea cui este? În favoarea țărilor cu explozii democratic, demografic. Demografică, da. Adică tu ai 70 de ani și ai satelit, dar aia sunt vreo 100 care 100 de drone. Deci armamentul, culmea, este, începe, nu. Puterea începe să treacă în mâinile celor mulți, ca să mă exprim în termenul lui Lenin. Ați observat? Adică face o dronă, parapanta. În puterile mâinile celor mulți și care au drone de astea de 400 de dolari. Păi nu poți să faci, pentru că a fost foarte... Deci, domnul Turcescu, înainte, în timpul celor de război mondial, aviația anglo-americană bombarda, dar mureau... Deci, gândiți-vă că trimiți acum un avion, un F, da? Nu, se bombardeze, da, mare, uriaș. El are echipaj, da? Te-a luat dracu dacă antiaerian îl doboară, da? El te costă, nu știu, 3 milioane, 5 milioane și îl doboară, nu știu, unul cu o dronă. Știți că... Mai e ceva, că din 2015 NATO a pus de nenumărate ori în ședințele lor, pe ordinea de zi, acest subiect, și care e extraordinar de dificil, al urbanizării conflictelor armate. Deci conflictele armate nu se mai desfășoară pe câmpul de bătălie de la Waterloo, da? Ele se desfășoară, ea se retrag în orașe armate. Cum naiba să dai cu F-ul, cu bomba, într-un oraș unde evident că o să omori pe lângă 50 de teroriști sau 50 de soldați și 5.000 de civili nevinovați? Adică va fi o nenorocire întreagă. Deci s-a schimbat atât de mult ideea de război însăși, încât e foarte complicat acum pentru ăștia care au armate convenționale să spună că ei mai sunt câștigătorii partidei. Domnul Turcescu,
Omenirea se îndreaptă către victoria demografiei. Adică, de exemplu, ucrainene au o foarte mare problemă, oamenii. Ați văzut? Oamenii. În condițiile în care nu mai poți folosi bombardierele, nu mai poți folosi sateliții, care pot fi folosiți și de niște pensionari, vor domina ăia care au mulți, nu știu dacă ați înțeles. Că tu ai trimis un tank în Gaza, da? Dar da, ies 1000 care, până la urmă, unul din ei tot îți doboară tankul, da? Iar tu care n-ai demografie, un om de-al tău omorât, costă. La ei e o explozie, nu înțeleg? Corect, corect, da. Adică și este în favoare, cum am zis, cum a zis Lenin, acelor mulți oropsiți și care pot să facă o dronă de câțiva dolari, da? Uitați, tot în politică e o foto, explicația, să o arătăm, Manu, e fotografia asta cu drona aici sus, o vedeți, pun eu mouse-ul pe ea, tancul, și de desubt fotoexplicația e așa: unii experți se tem că militanții din întreaga lume vor învăța în curând cum să folosească dronele FPV pentru a semăna teroarea. Deci da, dacă ne așteptăm ca la târgul de Crăciun, de nu știu unde, de la Paris de anul ăsta sau de la Amsterdam, nu mai e unul care intră cu mașina în aia de acolo, apare o dronă, lumea se uite la aici, uite, bă, ne filmează de sus, vor zice, știți că ăstea vin să filmeze, să nu știu ce să cotare. Ne filmează de sus, lumea se uită, se obișnuiește, bâzi o dronă și când colo drona aia lasă să cadă o bombă artizanală cu cuie. Da? Deci... A. Mai este un lucru foarte important, digitalizarea. Deci, pe vremea mandatului englez în Palestina și după 1918, ei erau beduini. Beduini, da, și trăgeai cu pușca în ei. Nu mai sunt beduini. Palestinienii, care sunt o parte aparte a arabilor, ei sunt aparte, cum să spun, au ingineri. Hacker, ați văzut? Un hacker? Bineînțeles, da. Adică, cum să zic, calculatoare, acum teroristul se duce într-o peșteră, ați înțeles? Are un laptop și dacă e mai bun hacker decât ăla de la NATO, îl bate, nu știu dacă ați înțeles. Deci numai, pe lângă drona, e această chestie, digitalizarea, da? Dar ea acum este la îndemâna celor mulți care și-au făcut școli în Occident, faci școala în Occident și te întorci și devii terorist în Orient. Adică sunt niște lucruri care, cum spuneam noastră, s-au schimbat. Repet, un hacker, poate că mie, cum mi-a luat identitatea, poate că era, nu știu, din deșert. Vreau să amintesc acest episod, v-am ascultat cu mare atenție, pentru că, și vreau să le atrag atenția tuturor celor care ne privesc, oameni buni, niciodată în ultimii ani, de când am eu conturi de Google, de Facebook, de nu știu ce, eu și familia mea, că am verificat și în familie, n-am primit atât de multe mesaje false, spam-uri, încercări de phishing, de extragerea parolelor, a conturilor. Mare grijă! Armați-vă bine cu parole puternice, cu programe specializate, cumpărați-vă antivirus, tot soiul de chestii genul ăsta, pentru că e nenorocire. Maestru Cristoi a trecut într-o experiență groaznică, sunt convins cum a fost aia, maestre. I-a dispărut pur și simplu, i-au luat contul de YouTube, au făcut o transmisie de vânzare de criptomonede live pe contul de YouTube al domnului Cristoiu. Nu numai asta, domnul Tucescu, ți-a identitatea. Și te trezi, dacă nu mai ai contul de Google... Da. Dacă ei aveau e-mailul meu, ați înțeles? Da. În numele meu ei puteau să trimită, să vă înjure pe noastră. Puteau, dacă eram om de afaceri, puteau să trimiteți, nu înțelegeți? Adică timp de 7-8 ore eu nu primeam niciun e-mail, dar ei trimiteau numele meu la YouTube. Ei au preluat abonații mei și au făcut-o și dracu știe, puteau să... Eu și glumeam, puteam să-l laude pe Iohannis, care era mai compromisător, nu-i așa? Da. Adică, domnule, stați un pic, chiar este foarte grav, dumneavoastră nu înțelegeți, adică îți iau identitatea, și nu poți să pătrunzi, pentru că el îți schimbă parola, îl criptează și din acel moment, cum să spun, ei fac orice în numele tău, cine știa... nu știu, dacă primea un e-mail, un cunoscut de la mine, Cristoiu, bă, ești un tâmpit,
mă cer cu tine, nevastă-te, nu știu cum, da? El săracul îmi trimitea un e-mail, da? Nu-i așa? Spunea, bă, te-a și ăla îi răspundea, ești un tâmpit, eu scris-o, n-ai cum. Deci ce ar trebui, ce m-a mirat pe mine, domnul Turcești, aici, este faptul că dacă eu eram, conduceam un ziar, făceam o pagină întreagă, pentru că a fost senzațional, da? Ați văzut, nu astea. Cu ăla, cum mă identific, cum mă scers YouTube-ul, crezând că sunt eu ăla care făceam cu criptomonede, dar eu acum, vedeți noastră, în România sunt o serie de instituții care se ocupă de asta. De da, maestră, știu, da. Păi eu foloseam, domnul tău, ei, asta era cea mai mare publicitate, sunteți de acord? De acord, da. Păi de la SRI, comunicat, ați văzut ce i s-a întâmplat lui unul Cristoiu, bă, fiți atenți. Este... Nu înțeleg de ce nu s-a folosit asta. Vă spun încă o dată, este coșmar. Doare în fund, maestre, statul român, deci mie, Andrei Marin, lui Dan Negru, ne folosesc ăștia cu un program de inteligență artificială, Mecla, deci ne iau imaginea. Da. Pe Andreea Iesca i-au făcut vocea. Deci zici că prezintă știri. Pe mine mă dau că m-au arestat că am dezvăluit un secret de îmbogățire rapidă. Îmi scriu oameni naivi pe Facebook, pe mesaje. Spuneți-mi și mie, domnul Turcescu, unde să intru să câștig banii aia mulți. Eu le spun, oameni buni, nu băgați, mă, bani nebunilor, că e vorba de niște hackeri. Rămâne și fără bani. Unii au pierdut bani pe chestia asta. Da? Și am strigat și eu. Am strigat și Andreea Marina a dat comunicat. Eu am dat comunicat. Dan Negru a dat comunicat. Denis Rifai a dat comunicat. Bă, sunt unii care ne folosesc și imaginea, și vorbele, și numele. Faceți, mă, interviul ceva. Interviul la mine că am descoperit leacul diabetului. Ia uzi, exact, da. Da, da. Nu, dar era... Și statul român, da, atenție. Nu face nimic, domnul Turcescu. Să folosești de compania ale statului român, de hidroelectrica, numele hidroelectrica, nu știu ce. Nimic. Ăia, rog, de la SRI, îl doare în fund, iertați-mă. Ce-or face, da, bă, nene, de un purcoi de bani degeaba? Niște tâmpiți. N-ai ce să le faci. Asta e. Da. În loc să găsească... am o singură întrebare la chestiunea asta, maestre, ca să închidem poate cu un sfat. După ce vi s-a întâmplat, care a fost elementul de siguranță, să spunem, pe care l-ați activat? Ați spus ceva în plus? Ați, pe lângă, sigur, schimbarea... Nu, domnul Tânțescu, am făcut o greșeală. E foarte important și greșeală. Nu am descărcat după e-mail că sunt prudent. E foarte important pentru mulți, poate și pentru noastră. Într-o noapte, la ora 1 noaptea, că nu descoperam control panel. Știți că el este o aplicație, da? Da. Și am scris pe Google, eu, cum găsesc control panel. Și Google mi-a dat prima, sponsorizat, descărcați următoarea aplicație. Nu înțelegeți? Adică... Eu am descărcat-o, era o aplicație de scanare. N-am devenit suspicios pentru că există asemenea aplicații care îți arată fișierul cu tare, corupt cu tare. Toată noaptea mi-au scanat calculatorul, ați înțeles? Dar trebuie să le spunem oamenilor că și descărcat, la ora actuală, ei sunt sub protecția unor aplicații care par normale, da? Problema este în felul următor, că mi-au luat Google, trebuie știți foarte bine, să spuneți respectatori, au acea verificare în doi pași, da? Da. Uite, dacă cineva îmi intră, are parola mea, chiar dacă știți, master, eu vă dau parola și intrați pe contul meu de Google, imediat îmi apare, cineva va accesa, da? Și zice, sunteți de acord sau nu sunteți de acord, da? S-a întâmplat un lucru, dacă e fascinant. Eu mi-am luat un ceas Samsung și trebuia să accesez contul Google. L-am accesat, mi-a cerut în doi pași, am accesat, dar în timpul ăsta programul lor mi-au accesat pe mine. Ha. Și au trecut, da, din punctul acesta de vedere. Deci și în acel moment i-au preluat totul încă o dată. Deci stați un pic încă o dată. Deci gândiți-vă la povestea cu YouTube-ul. Pentru că după ce la ora, pe la 11 noaptea, mi-au redat cei de la San Francisco, stați un pic, că nu cei de aici. Da, s-a ajuns până acolo. Să întreagă mașinărie, o corespondență cu tare, cei de la YouTube m-au interzis. Și a trebuit din nou să iau până la 3 noaptea să-i convin că nu sunt eu, că nu eu am pus să le anunc cu tare. Păi gândiți-vă că ei puteau să dea pe contul meu decapitări.
Dom'le, îți ia totul, iar eu nu știu cum mă sunt, eu am foarte multe aplicații cumpărate. Netflix-ul toate erau la ei, se puteau uita pe Netflix. E tău identitatea. Bine că a scăpat. Da. Nu, dar e foarte important asta. Ar trebui să ni se spună unde să te adresezi. Mă rog, am aflat, dar de unde, dracu? Nu asta. Un om simplu, da, un om de afaceri. Te trezești. Pentru că și, atenție, în momentul în care eu ceream, e foarte scurt, știți că în momentul în care vrei, îți pui parola și eu puneam parola mea și spunea, s-a schimbat acum 2 ore. Bun, treceam parola uitată, da? Da. Ea își cere să accesezi. Îți trimite un SMS pe telefon, păi trimitea pe telefonul lor, nu știu dacă mă înțelegeți, da? Adică ăla... Da, e intrat trimite... sărăcutate cu, pentru al doilea, pentru pasul al doilea, da, autentificare... Păi da, da, vreau să spun că ei erau clar. Eu. Da. Trebuie să facă ce vreau, e-mail-uri, primeau e-mail-uri, trimiteau e-mail-uri, dracu, se uitau la Netflix, groaznic. Unde vreți. Da. Făceau tot... Google Drive, mi-au luat tot Google Drive, adică tot ce aveam eu pe aplicații, pe acest cont, erau al lor, făceau ce voiau. Mă miră de treabă, că m-am zis, puteau să-l laude pe Iohannis pe YouTube. Mulțumesc foarte mult, maestre, pentru participarea de astăzi la podcastul de astăzi. Mulțumesc foarte mult. De asemenea și prietenilor care ne-au urmărit și azi, în număr mare, ca de obicei. Alo, domnul Turcescu. Vă rog. Foarte important, primul lucru pe care le faci aici, îți blochezi toate cardurile. Comerț online. Da. Într-adevăr, dacă comanzi mai mult de 100 de euro, te întreabă banca. Dar dacă e sub 100, să știți că sunt foarte multe site-uri pe Amazon care îți ia așa. Atunci suni imediat la bancă și spui, bă, blocați-mi tot. Corect, corect. Te trezești și fără bani. Da. Corect, da. Bine. O zi bună, maestre, de asemenea tuturor celor care ne-au urmărit. O zi bună, ne revedem curând. Rămâneți pe platforma Hai România, că vin și alte surprize imediat. Toate bune! We'll be right back.